Creșterea economiei cu 6,5% în prima jumătate a anului și cu 13% în trimestrul al doilea a fost susținută în principal de consum, consideră analiștii, și arată că economia își revine după criza de anul trecut. Oamenii au reînceput să consume ca înainte de pandemie, iar comenzile din industrie au avut un avans important și au susținut astfel creșterea economică din acest an. Sunt creșteri importante, de exemplu 38% la vânzările de autovehicule și 13% la comerțul cu amănuntul. Avansuri importante sunt și în servicii și construcții. Cea mai mare parte a creșterii cred că vine din consum și ce a determinat-o, faptul că s-au pierdut foarte puține locuri de muncă comparativ cu alte țări în perioada de pandemie, de asemenea creșterea substanțială a salariilor. Vine și o parte ceva mai mică din investiții, însă consumul rămâne motorul creșterii economice în România. Pentru că economia a evoluat mai bine decât se estima inițial și guvernul vrea să majoreze cheltuielile la rectificarea bugetară, chiar peste nivelul creșterii veniturilor. Creșterea reală la finalul anului, estimată acum de cei de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză, este de 7%, față de 4,3% cât era la bugetul inițial. Deficitul crește în suma absolută de la 80 de miliarde de lei la 83,7 miliarde de lei. PSD consideră că avansul economic este modest raportat la nivelul anterior pandemiei și avertizează că este rezultatul împrumuturilor uriașe făcute de guvern. În plus, creșterea nu se resimte în buzunarele cetățenilor din cauza inflației, spun socialdemocrații. Rata anuală a urcat la 5% în iulie, iar pentru finalul anului, Banca Națională estimează o inflație de 5,6%.